Un vas din bronz este exponatul lunii mai la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și poate fi admirat în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Piesa a fost descoperită întâmplător cu prilejul lucrărilor de exploatare a pietrei din cariera de la Ardeu. Vasele de acest fel erau denumite de romani patera și erau folosite inițial pentru un ritual ce consta în gustarea și apoi vărsarea unui lichid, iar mai apoi pentru prepararea și băutul vinului. Piesa a intrat în colecțiile Muzeului Devean în anul 1971. Vasul a fost confecționat în nordul Italiei, la Aquileia, și a ajuns pe calea comerțului într-o cetate dacică. Piesa este una deosebită, ea nu a mai fost expusă până acum niciodată în vitrinele Muzeului Civilizației Dacice din România, din Deva sau în altă parte. A fost descoperită în urmă cu mai bine de 4 decenii. Vasul a fost realizat din 2 piese metalice, buza și toarta, care au fost atașate vasului propriu-zis, zona în care se unesc fiind vizibilă doar la interiorul vasului.